Giulia, la 1.06, de ce ai plâns azi? Uitați-vă la emisiune. Știți că nu-mi place să dau detalii despre emisiune. Chiar nu-mi place să stau să comentez emisiunea și aici. O comentez deja la filmări, nu e cazul să o mai fac și aici. E exact, e too much. Când facem... Când facem live-urile, facem ca să vorbim puțin cu voi, să ne mai detenționăm și noi, râdem, glumim și chestii, că deja e prea multă tensiune acolo și nu are rost să ne mai ținem tensiunea cu noi. Fac o inimă, Ale. Și eu vă pup. Lizi, mulțumesc. Dar haideți cu tap-tapul, că ce se întâmplă? Hai de pai, mulțumesc! Ați văzut astăzi ce am postat? Știu că mi-ați scris foarte mulți că vreți linkul de la Vesta. O să vi-l las, cred că mâine, dacă reușesc să vă las linkul de la Vesta pe care o am eu din emisiune aia albă, și am postat astăzi una și pe negru și o să vă las linkul acolo. Doamna Jenica, păi dacă eu la 30 de ani îți babă, dumneavoastră înseamnă că ar trebui să vă facem deja ultimul drum, să vă facem pe ultimul drum, să mor. Deci, n-am ce să spun, dar în Giulia care are fiecare, dar adică, scuze, oameni buni, dar... 10 trandafiri, repede, vă rog, promit să-i duc doamnei pe ultimul drum. Hai dacă mă enervează, auzi, babo! Doamne, mi-l luagă-și tu, soro! Lizi, Cătălina, Jo, mulțumesc. Cami, mulțumesc. Uite, dragă Jenica, am făcut acești 10 trandafiri pentru matale și promit să-ți aduc pe ultimul drum. Că tot te simți așa, babă. Avem mânușă, ai mei, apăsați pe mânușă. Apăsați pe mânușă. Jo, mulțumesc. Vai, te ador. Apăsați pe mânușă, pe mânușă, pe mânușă. Că avem mânușă și nu se întâmplă nimic și mă și bate. Deni, Alexandra, mulțumesc. Ale, mulțumesc. Vai, stați că mor eu acum. Ale, ți-am dat follow. Flavia, mulțumesc. Deni, mulțumesc. Mădălina, mulțumesc. Ți-am dat și ție follow. Cătălina, deci nu, tu ești top, eu mor cu tine. Flavia, vai, mor. Vai, deci mor, mor, eu mor aici. Te pup, Mădălina, mulțumesc mult. Da, deci Flavia, ca să ne înțelegem, Flavia de ziua mea m-a făcut să plâng. Mi-a trimis un mesaj. Foarte, nu știu cum să-l descriu, dar efectiv eram pe plajă, citeam mesajul și am început, mi-au lăcrimat așa ochii și eram cu verișoara mea și mă întreba, mă, ce ai? Și i-am citit și ei mesajul de la Flavia și efectiv, nu știu cum să vă zic, dar am avut așa o senzație foarte mișto. Am simțit așa o apreciere maximă din partea ei și o apreciez foarte mult, sincer, sincer. Te pup și eu, Flavia. Șelin, mulțumesc. Vai, nu, că mă bate, snipe. Cătălina, mulțumesc. Snipe, 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 snipe. Nu, 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 nu. Nu, vai. Nu, vai, stai că mi-a dat tu, dar nu s-a pus pe final. Vai. Ești sensibilă, sunt un om foarte sensibil. N-are nimic, Flavia, asta este. Sunt un om foarte sensibil, știu că nu pare de la televizor, dar nu mai zic nimic. Dați tap-tap-uri. Te pup, Briana. Dați tap-tap-uri multe, 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 multe. Bună, bună, bună. Ce? De la ce brand erai învățat? Eu? Eu? De la ce brand? Ce am avut astăzi pe mine în emisiune? Vesta aia albă? Dacă a fost vesta aia albă, e de la Trendyol și vă pun linkul mâine. De la Vestea, de la vesta aia, da. De te pup. Vesta aia albă am avut-o, da.
Vă dau linkul mâine. Bună, 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 bună. Ruxandra, mulțumesc. Cine își dă coate? Păi să te uiți mâine. Chiar mi-aduc aminte. Ba, nu azi. Azi? A, nu! Astăzi, nu măi. Cu ce am fost mă îmbrăcat azi? Mâine știu că am rochia de la Zara, aia leopard. Ieri am avut vesta de la Zara, nu de la Zara, de la Trendyol. Dar astăzi cu ce am fost îmbrăcată? Bună, Alexandra! Cu ce am fost astăzi îmbrăcată? Rochia de la Bershka. E Bershka rochia. Da, și de aia m-ați întrebat foarte multe. E de la Bershka rochia aia. E aia cu chestia aia lungă în față. Da, 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 da. Da. Măi, tap-tapuri, că ia uitați ce-mi face Teodor aici. David, mulțumesc. Aia, da, 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 da. E de la Bershka. Am prins-o când a început perioada de reduceri și a fost undeva la vreo 70 de lei. Bună, 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 Franci, bună. Veronica, mulțumesc. Da, da, stop, tap, că mă bate. Ce întâmplă aici? În primul meci am bătut-o așa de bine și acum nu o mai batem? Sonia, mulțumesc. Dar bine, ține tap-tapul până la ori 2. Nu s-a cizelat, Giulia. Oricum, nu contează în emisiunea aia, vorbesc, nu vorbesc, oricum hate-ul e al meu, oamenii mă văd doar pe mine, știu că sunteți obsedați cu mine și cu hate-ul pe care mi-l dați, așa că e ok. Sunt zile în care eu nici măcar nu apar pe ecran, dar Giulia tot e motiv de hate, așa că e ok, e ok. N-am o problemă cu asta. Știu că mă iubiți în adâncul sufletului vostru. Că până la urmă cu tot hate-ul pe care îl dați, tot aveți un suflet acolo. Cu toți avem. Așa că na. Ejo. Te pup, Ioana. Edi, mulțumesc. Valentina, mulțumesc. Giulia e icon. Punct. Măi, te-a stat apă, dar nu avem nici măcar ori 2 pentru că nu avem destule puncte, sincer, de-aia nu ne-au dat ori 2-ul. Bună, bună, ești geloasă pe Teo, dar nu mai pot. De-aia fac live acum cu ea, că sunt foarte geloasă pe ea. Mulțumesc, bună, bună. Eu știu că voi înțelegeți lucrurile cum vreți voi, nu cum le zic eu, dar asta e parte, da, sunt foarte invidioasă, da. Mai ales pe... Mai zic nimic. Da, stop, tapuri. Da, stop, tapuri. E un lucru pe care sunt invidioasă, sincer, că nu pot să fiu falsă. Mi-aș dori câteodată să pot să fiu. Mulțumesc mult, Manu. Chiar sunt invidioasă pe acest lucru, că nu pot să joc teatru, nu pot să fiu falsă și cam atâta. Asta e singurul lucru pe care eu sunt invidioasă. Scuze. Dar e ok. Sonia, mulțumesc. Mulțumesc. Oana, Sonia, mulțumesc. Roxy, mulțumesc. Cătălina, mulțumesc. Nu, snipe, 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 snipe. Iar ne bate. Vai, iar mă bate, nu se poate. O, Doamne. Mamă, cum ai fost Flavia pe snipe-ul ăsta. Cine a zis tu că nu ești genul lui? A, Bogdan, uitai. Scuze. Tap-tapuri, tap-tapuri, tap-tapuri. Mamă, e 11 fără un sfert ceasul. Nu știu dacă vă dați seama, dar eu trebuie să mă spăl pe cap și uscarea acestor extensii durează undeva la vreo 2 ore. Spălat, uscat. E horror. Horror. Da, Carina, mulțumesc.
Ia recomandați-mi și mie un salon în București, unde să merg să mă vopsesc, dar să mă vopsească bine.